În România, în ultimele 24 de ore au fost raportate 3.353 de cazuri noi de COVID-19 din 31.000 de teste efectuate. Alți 63 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus, iar la terapie intensivă sunt internați 1.091 de pacienți. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 688.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 618.000 de pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce peste 17.000 de persoane au decedat. Astăzi, în România, a început faza a doua a procesului de vaccinare. Președintele Iohannis a fost printre primii care s-a vaccinat, a făcut-o în fața camerelor pentru a stimula populația. Persoanele incluse în a doua etapă de vaccinare anticovid sunt cele de peste 65 de ani, cele aflate în evidențe cu boli cronice și angajații din domenii esențiale.